randamentul la anumitor jucători care au experiență, nu-i la înălțime, care trebuie să aducă echipei celor tineri, să-i pună, să-i așeze, să vorbească, să-i trimită, să-i încurajeze. Stăm destul de slab în ultima pasă, în ultimii 30 de metri, aducem multe mingii în ultimii 30 de metri și realizăm foarte puțin la cât de mult aducem și la Târgu Jiu și cu Steaua și cu dumneavoastră la Târgu Mureș și cu orice echipă, noi aducem mingea în careu de nu știu câte ori. Ultima pasă, că-i șut, că-i pasă filtrantă, că-i centrare, din păcate acolo suferim, trebuie să creștem acolo, muncim, vrem să o facem, ei știu lucrul ăsta. Ce mă enervează pe mine mai mult e că joci bine un meci, construiești bine, faci lucrurile bine și la un moment dat nu mai vrei să joci. Cum să nu mă supăr? Cum să nu mă supăr un om în plus, unde trebuia să-i facem să alerge, să stai să tragi de timp? Să tragi de timp, să treacă timp așa. Hai, mă, omule, ce dracu. Performanță, deci ambiție, n-are rost să vorbesc de nume. Echipa. Nu mi-a plăcut, pentru că noi totdeauna construim din spate totul. Faza ofensivă la noi începe de la portar. Faza ofensivă începe de la portar. Pe mine nu contează ce vârstă are jucătorul. Cine joacă trebuie să arate că merită să fie acolo și să bată. Din păcate, lucrul ăsta m-a deranjat cel mai tare când abandonezi un lucru care antrenorul spune. Să continui la fel, să joci la fel, să-ți dorești să marchezi următorul gol, al doilea sau al treilea și să ai grijă în apărare să nu iei gol. Pentru că totdeauna din ofensivă trebuie să-ți organizezi defensiva și aveam un om în plus, dar asta e, Filipul ăla în față, era atacant. Au fost la un moment dat jucători importanți pentru noi, momente importante, da? Nu m-am plâns. Și Nedelcu a lipsit 5-6 jucători afară. Nu, dar nu mă plâng. A intrat o echipă, trebuia să joace, și noi antrenăm și pe ceilalți, trebuie să fie pregătiți. Coman a intrat foarte bine, eu zic, a arătat la 17 ani, 98, a arătat foarte bine. Putea să dea și gol dacă era mai serios acolo. Din păcate, mai trebuie să muncească, să fie mult mai agresiv și decisiv în a da gol, nu-i la juniori, dar îmi trebuie și cu ei să muncesc încă un an, să stau cu ei. Mai am neuroni și pentru ei, cât o mai avea, nu știu. O să încerc în continuare să... Ei totdeauna pentru mine vor fi o prioritate, tinerii. Chiar dacă greșesc, cu ei mă împac, dar cu cei mai în vârstă trebuie să o judecăm. E mai greu să accepți la un jucător de mai de experiență. La cei tineri, din greșeli învață și totdeauna trebuie să-i sprijinim și eu voi sprijini totdeauna, chiar dacă îi cer și pe ei, dar ei vor să fie o prioritate. Chiar dacă se supără aia tineri, chiar dacă cineva a scris-o, să fie sănătoși. La clubul meu comand eu, strategia o fac eu și cred că până acum v-am demonstrat că tot ce am făcut noi ca un club tânăr, care a crescut în fiecare zi și face un fotbal frumos, ofensiv, chiar își permite să domine un Târgu Mureș la ea acasă, în posesie, în tot, și în celelalte meciuri, și pe Steaua, și pe Târgu Jiu, și pe Dinamo, la posesie, deci le dominăm, ne impunem, o echipă mică, așa cum suntem noi, cu copii, cu experiență, dar jucăm ceva. Ne lipsește în ultimii 30 de metri calitate, dar asta e. Fiecare antrenor vedem în felul lui și n-am de să pune o presiune sau... Nu, Neapuiu face selecția, el va hotărâ, are viziunea lui, propriului stil, suntem diferiți, nu vedem toate și atunci nu-mi permit să zic dacă da sau nu. Depinde de Tănase, am vorbit cu el înainte de meci, a fost accidentat, s-a accidentat la lot, a fost cu Pompiliu Popescu, i-a zis lui Pompiliu Popescu că e lovit la gleznă, după meci s-a lovit la antrenament. A zis nu că e veche și că se joace. A intrat băiatul că dacă nu juca, probabil cine știe ce-l mai suspendau. S-a accidentat și nu a fost... Apropo, eu n-am mințit când am zis cu Steaua că s-a accidentat la antrenament. Am fost sincer, i-am zis ofițerul de presă să o dea imediat că s-a accidentat. N-am ascuns-o, pentru că noi nu ne ascundem. Spunem, Tase s-a accidentat la antrenament și a zis, domnule, s-a accidentat. După aceea s-a refăcut în 3 zile și a jucat. Dar nu cu unii joacă și cu alții. Noi jucăm, vrem să jucăm cu toți și vrem să câștigăm, că ăsta e spiritul meu și de aia sunt supărat
că puteam să ies în fața dumneavoastră să zic mulțumit, 1-1 la Târgu Mureș, echipă frumoasă, mult mai experimentată ca noi, noi tineri cu 97, cu 2 jucători de 98 în teren, cu 1 de 97, dar nu. Nu, eu sunt, așa sunt eu. Deci trebuie să fim realiști. Noi trebuia să câștigăm, erau 3 puncte importante și unii dintre ei nu mi-a plăcut că am abandonat când era 1-0 pentru noi.